autism în societate. În România sunt peste 40.000 de persoane care suferă de autism, însă cel mai grav este că doar unul din patru dintre copiii cu acest sindrom merge la școală, iar în cazul adulților, mai puțin de 10% dintre persoanele cu autism au un loc de muncă. Discutăm acum cu doamna Daniela Bololoi, președintele Asociației Help Autism, despre această situație. Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru prezența în jurnal. Aș începe prin a vă întreba, pe la ce vârstă putem vedea primele semne de autism, cam care ar fi acestea? În jurul vârstei de 2 ani, cumva până la vârsta de 3 ani, 100% copilul poate fi diagnosticat. După această vârstă, foarte greu ne mai punem problema, adică putem vorbi foarte de, să spunem, ceva tulburări din spectru, adică formă foarte ușor, dar în jurul vârstei până la vârsta de 3 ani, copilul este diagnosticat. Dacă până atunci nu vedem semne, nu trebuie să facem probleme. Cam în ce constă terapia? Cât ar costa și dacă parte din acest tratament este acoperit de stat? Din păcate, în acest moment, statul nu decontează direct terapia pentru niciuna din... Vă întrerup o secundă dacă puteți să vorbiți în telefon, pentru că nu ne auzim foarte bine, cred că sunteți pe mâini libere. Da, mulțumesc foarte mult că ne auzim mult mai bine acum. Da, acum este mai bine? Da, e perfect, mulțumesc. Cu drag. Din păcate, în acest moment, statul român nu decontează direct nici măcar o oră de terapie pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectru autism. Și aici mă refer nu doar la copii, ci și la tinerii și adulții cu autism, pentru că atunci când vorbim de diagnosticul de tulburare din spectru autism, vorbim de un diagnostic pe viață. Persoanele se nasc așa și mor așa. Pentru ce luptăm este aceea de a recupera și de a dezvolta abilități de viață, astfel încât persoanele respective să poată să facă față societății și să poată să fie integrate în comunitate. Este o luptă pe care noi, organizațiile non-profit, o ducem de mai bine de 10 ani. Din păcate, în anul 2019 am obținut inclusiv buget pentru decontarea terapiilor și acest buget încă n-a putut fi accesat, dar vestea bună, pot spune că în sfârșit avem o veste bună. În data de 18 martie a fost publicată monitor oficial legea 58 din 2022, care modifică legea autismului, legea 151 din 2010 și legea sănătății 95 din 2006, prin care se va crea practic sub programul PTSA ca parte a programelor naționale de sănătate mentală, sub program care vine cu decontarea 2 ore de terapie zilnic pentru fiecare persoană diagnosticată cu tulburări din spectru autism. O veste foarte bună, da? Da, asta este o veste foarte bună, iar decontarea, că de fapt ce modifică această lege, este aceea că banul urmează pacientul. Mai exact, cu trimitere de la medicul de psihiatrie pediatrică, orice părinte va putea să se îndrepte în comunitate către serviciile prestate în cadrul clinicilor medicale, a cabinetelor individuale de psihologie, a organizațiilor non-profit, adică ONG-urilor, sau a centrelor dezvoltate de către Direcțiile Generale de Protecție a Copilului și își vor putea beneficia de servicii de recuperare gratuite. Să spunem că ne aflăm în procesul de reglementare până pe data de 2 mai a normelor prin care ONG-urile vor putea fi licențiate pe aceste servicii medicale conexe, vorbim de servicii medicale conexe, iar undeva începând cu luna iulie acestui an vom avea reglementat și în HG-ul care prevede programele naționale de sănătate mentală sub programul PTSA. Este o promisiune care a fost făcută de către Casa Națională de Asigurări și de Ministerul Sănătății. Vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste vești bune, iată și pentru intervenția în jurnal. A fost alături de noi doamna Daniela Bololoi, președinte Asociația Help Autism.